Stimați colegi, bună ziua și bun venit la cea de 130 ediții de analize economice, un proiect comun realizat de IDIS Viitorul și Privesc EU. Înainte de a trece la analiza propriu-zisă, dați-mi voie să felicit pe toți cei care serbează Crăciunul, nașterea Domnului pe stil nou, din star vă felicit pe cei care serbează și pe stil vechi, și plus noi să ne mai vedem încă până la anul nou, sper că și după anul nou, și vom sărbători împreună, analizând situația din țara noastră. Astăzi vreau să mă opresc la un subiect la care, cât n-ar fi de straniu, nu m-am oprit niciodată, chiar dacă pe agenda noastră de analize economice, municipiul Chișinău a fost în vizor, dar am discutat despre apă, transport, mai puțin despre bugetul municipal. Astăzi vreau să vorbesc buget din două perspective. Prima, că în general trebuie să vorbim despre bugetul municipal, că este, după mine, al doilea document ca importanță după bugetul de stat. Și doi, că în acest an, cel mai probabil, municipiul și locuitorii municipiului vor intra în nou an fără buget. Nu zic că este o tragedie mare, dar oricum era bine dacă bugetul exista și posibil că încă va fi, dar avem o probabilitate destul de ridicată că municipiul va intra fără buget. Presupun că lucrul acesta se întâmplă că în cadrul municipiului nu s-a reușit în crearea unei coaliții, primarul ales, cred că este în discuții, după mine ar trebui, pe de o parte, să avem și o coaliție calitativă, pe de altă parte, orășenii au dreptul la un buget. Iar până una alta, cel mai probabil buget va fi în forma, se va executa după cum prevede legea în cazul când bugetul nu se votează. Noi doar ne-am fi dorit ca să fie acest buget și evident că astăzi discutăm despre bugetul municipiului Chișinău fără ca să avem buget. El sper că va apărea, iar ceea ce vreau eu astăzi să vorbesc este doar niște idei care foarte mult mi-aș dori ca să fie utile atât pentru cei din opoziție, pentru cei de la guvernare și în general pentru cei 51 de consilieri municipali. Sper că cifrele care eu le prezint, le vom publica și cifrele detaliate, vor fi utile pentru toată lumea. Dar înainte de a trece la analiza propriu-zisă, înainte de a analiza elementele de bază ale ceea ce vreau să vorbesc, cred că sunt 5 provocări de bază care stau în fața municipiului Chișinău. Și aceste 5 provocări, să nu credeți că sunt doar niște enunțuri de dragul enunțului. În spatele lor stau cifre și argumente care astăzi, în timpul scurt care le avem, sper că vom reuși să le detalăm. Mai mult ca atâta, vă promit că atunci când va apărea proiectul de buget, voi discuta încă o dată la acest subiect și sper foarte mult ca buna tradiție care a fost până acum de a fi dezbateri publice și noi am participat de fiecare dată, vom participa și la aceste dezbateri publice. Prima, ceea ce are nevoie municipiul Chișinău este un consens larg privind bugetul municipal ca un instrument de dezvoltare. Sub această frază teoretică sună următoarea realitate. Municipiul Chișinău, alegerile locale au trecut, vin următoarele alegeri și dintre bătălia politică și bătălia pentru oraș, cred că în oraș a trebuit să prevaleze puțin bătălie pentru oraș. Eu înțeleg că ciclul politic este ciclul politic, dar cred că în Chișinău, și sper foarte mult că primarul general de Chișinău, împreună cu fracțiunea pe care îl reprezintă pe domnia lui, va crea o coaliție largă. Nu vreau să fac o declarație politică aici, dar de ce avem nevoie de o coaliție largă? Bugetul municipiului Chișinău trebuie să fie un buget axat ca un instrument de dezvoltare. Investiții propriu-zis. Dacă ne uităm atent și astăzi voi vă arăta pe cifre, municipiul Chișinău la capitolul investiții este lăsat cumva singur. Practic toți banii care vin de la nivel central pentru investiții la nivel local se duc în tot teritoriul Republicii Moldova, cu excepția municipiului Chișinău, care poate investi din trei surse. Sau economisește, dar nu prea de unde economise, sau vinde anumite bunuri ca să investească în altele, sau se împrumută ca să investească. Practic, Chișinău este nevoie să împrumută ca să investească. Lucru care nu zic că e rău, dar nici bun nu este. Deci este o situație, de fapt, de ce e crearea unei coaliții largi. Are însemna o voce puternică și sper foarte mult că Chișinău va reuși să-și crească capacitatea investițională, inclusiv prin faptul că bugetul va fi transformat într-un buget al investițiilor și nu doar un buget al cheltuielilor curente. Al doilea lucru, veniturile locale. Hai să vorbim așa la modul serios, municipiul Chișinău cele mai multe venituri ca și toate celelalte localități le are din impozitele care statul le defalcă la nivel local.
Când vorbim de venituri locale, de fapt avem în vedere proprietăți, anumite proprietăți care sunt date în chirie, sunt utilizate, taxele locale care scad ca pondere și în Chișinău și în restul țării și trebuie să ne gândim ce facem cu taxe locale, iar cel mai important, IDIS viitor a făcut recomandare municipiului Chișinău, dar nu ține de ei și aici vine cooperarea dintre autoritățile locale și în cazul dat municipale și Parlamentul Republicii Moldova sau autoritatea centrală, să identificăm sursa noi de venituri. Una a fost taxa pentru dezvoltare. Vă spun foarte scurt în ce constă ea. Toți dezvoltatorii care construiesc imobile în Republica, în municipiul Chișinău, dar și în Republica Moldova, trebuie să plătească o taxă care va fi utilizată pentru construcția de drumuri și infrastructură pentru aceste imobile. Că noi ne merem într-o situație stupidă. Am investit în ultimii 10 ani de zile vreo 3 miliarde de euro în Chișinău și nu am avut bani să investim în infrastructură. S-au creat blocuri și am parazitat pe infrastructura existentă, iar noi dezvoltatorii, unii care au creat zone noi, ei trebuie să suporte costurile de infrastructură și de aceea la noi lumea nu dorește să dezvolte zone noi a orașului. Că de ce el trebuie să plătească pentru drumuri, apă, canalizare, al altul nu a plătit. De aceea această taxă pentru dezvoltare ar fi una bună. Al treilea lucru, patrimoniul municipal ca sursă de venit pentru proiecte investiționale. Am să dau un exemplu, doar taxa de parcaj. La momentul dat, să vedem cât de sub utilizat este acest potențial, pur și simplu enorm a Chișinăului și vorbesc doar de un singur lucru, de locurile de parcaje care sunt proprietatea municipală, nu vorbesc de alt patrimoniu care trebuie să fie utilizat în circuit economic. Împrumuturile ca instrument de creștere potențială investițională. Până la urmă, municipiul Chișinău, contextual vorbind, municipiul Chișinău întotdeauna a fost în opoziție la guvernarea centrală. M-aș bucura să văd o perioadă când nu este așa, când ei împreună cooperează, dar n-a prea fost. Din acest motiv, municipiul Chișinău, practic, toate investițiile face din împrumuturi. Și atunci trebuie să vedem cum utilizăm acest instrument, care în ultimii ani de zile a luat amploare, din simplu motiv că am avut și proiecte investiționale, cum îl utilizăm ca să avem grijă, ca să nu trebuiască la un moment dat să plătim prea mult dobânzi. Și în sfârșit, o idee care mi se pare extrem importantă, buget participativ. Deci, cred că municipiul Chișinău trebuie să dezvolte o practică când lansează micro-apeluri de cofinanțare oră inițiative locale, asociații de locatari, părinții, terenuri de joacă, alte lucruri să fie făcute prin cofinanțare. Cum ar fi, spre exemplu, municipiul Chișinău anunță prin dezbateri publice, spre exemplu, 100 de proiecte unde finanțează până la anumită sumă, dar nu mai mult de 85% din amenajarea unei curți. Deci nu fie făcută doar din bani municipali, dar să fie cu participarea cetățenilor, oamenii să simtă că bugetul este al lor. Deci acest lucru, cred că cu sume micuți la prima etapă, se poate de dat 10-15 milioane de lei, pot fi dezvoltate 10 de microproiecte pe tot municipiul Chișinău cu participarea cetățenilor. În felul acesta cetățeanul va simți că banii sunt al lui. Dar aceasta au fost doar 5 provocări de bază. Haideți să le trecem acum la rând. Înainte ca să fac construcția bugetară, să explicam cum va fi bugetul pentru anul viitor, cum ar trebui să fiți atenți, cum va fi bugetul, ne va spune primarul general de Chișinău și cu echipa care l-a pregătit. Noi acum vom spune cum ar trebui să fie bugetul. Porneți la o constatare simplă. Care este ponderea cheltuielilor bugetului municipiului Chișinău raportat la bugetul public național? Dacă observăm, cheltuielile bugetului municipal de regulă oscilează între 6,31 și 6,34% din toate cheltuielile publice naționale. Altfel spus, din toate covrigul ăsta mare național, Chișinăului revine 6,31 și 6,34%. Sunt două excepții, anul 2020 și anul 2023. Eu am să explic din ce cauză sunt aceste două excepții. Anul 2020, știți cu toții, criza pandemică, bugetul era unul foarte auster și municipiul Chișinău, ca și toate celelalte municipii, au avut de suferit din simplu motiv că toți banii au fost direcționați spre susținerea oamenilor de afaceri, susținerea pătrilor social vulnerabile, respectiv programele sociale ale guvernului au fost majore. Anul 2023, 2021, 22 tot așa, scade, 23 a scăzut cel mai mult 5,38, 2023 a fost alegeri. A fost alegeri și guvernul a dat fără precedent bani pentru investiții la nivel local, numai când vorbim de nivel local, nu s-a revedere și municipiul Chișinău. Altfel spus, s-au dat bani toată țara, nu s-au dat la Chișinău, respectiv aceasta a afectat Chișinău. Deci eu prevăd pentru anul viitor 6,38. Deci nu va fi 6,38. De ce este dorința 6,38?
Din simplu motiv că dacă ne uităm atent, municipiul Chișinău în ultimii ani de zile întotdeauna aprobă bugete la capitolul cheltuielii undeva cu 10-15% mai mari decât în realitate se realizează. De fapt, municipiul Chișinău întotdeauna are niște proiecte și niște aspirații care niciodată nu le poate executa. Din acest motiv, eu cred că această dorință a municipalității de a dezvolta orașul este cu mult mai mare decât face în realitate. Deci, 15%. De 15% din banii municipali niciodată nu se realizează proiectul, nu se realizează. Ei, hai, ținu, 15% media pe ultimii vreo 7 ani de zile, 12%. Deci, practic, anual, municipiul Chișinău face mai puțin decât și-a planificat, din simplu motiv că nu reușește să împrumută, nu reușește să adune toți banii. Cel mai mult nu s-a reușit la capitolul împrumuturi. Deci eu vreau ca visul pentru municipiul Chișinău anul viitor să fie un buget care reprezintă 6,8% și de aici și-am făcut construcția bugetară presupunând că va fi 6,8% din toate cheltuielile publice, suma maximă. N-a fost niciodată așa ceva. Haideți să sperăm că în 2024 va fi. Deci asta a fost prima. Cum ar arăta bugetul? Dacă observați, aici am luat executarea bugetului la capitolul cheltuieli, am scris cât a fost planificate și cât s-a realizat. Lucrul acesta mi-a permis ca să spun din ce cauză ar trebui să fie 6,8%. Dacă observați, în fiecare an, spre exemplu în 2021, s-a planificat 6,3 miliarde, s-a executat 5,3, aproape 1,70 miliarde, mai puțin. Deci în fiecare an, din 2017, cât am luat anii, bugetul nu s-a executat din simplu motiv că nu s-a reușit atinge tuturor obiectivelor trasate. Nu că n-au fost disciplină, nu că n-a fost ceva, dar primăria întotdeauna și-a dorit mai mult decât a putut face. Și lucrul acesta este bine. Eu sper foarte mult că anul viitor va fi planificat un buget la capitolul cheltuielii cel puțin 8,4 miliarde lei și îți va depune tot efortul ca să fie atins. Și aici anume mă întorc la ceea ce am spus. Un consens larg. Deci dacă va exista un consens larg, această posibilitate poate fi. Haideți să ne uităm la venitul și cheltuielii bugetului municipiului Chișinău. Dacă ne uităm atent, venitul și cheltuielii bugetului municipiului Chișinău până în 2020, veniturile au fost mai mari decât cheltuielile. Deci venituri de facto față de cheltuieli de facto. După aceasta, 2021, 2022, 2023 și presupun 2024, veniturile au fost mai mici. Acoperirea veniturilor de cheltuieli s-a făcut prin bază de împrumuturi. Acum voi arăta cât au fost împrumuturile. Și aici, dacă ne uităm foarte atent, pentru anul viitor tot presupun că va fi nevoie de împrumuturi sau de bani din partea guvernului. Dacă va fi din partea guvernului, această sumă va fi mai micuță. Dar noi avem nevoie să avem un buget. Cred că venitul municipal va fi nu mai mult de 7,7 miliarde în contextul actual. Dacă guvernul va face transferul mai mare, atunci noi doar ne vom bucura. Dar ar fi bine ca noi să atingem obiectivul de 8,4 miliarde de cheltuieli, fie prin venituri mai mari obținute de la guvern, fie prin împrumuturi care să ne permită să atingem acest obiectiv. Cum s-ar zice, găsiți în ce an au fost alegerile locale. Uitați-vă, aici am luat investițiile capitale la nivel local pe toată țara, nu doar municipiul Chișinău. Din ce cauză că acum să ajung la ceea ce vreau să arăt, de ce cauză municipiul Chișinău are nevoie de consens larg, are nevoie de coaliție, inclusiv, spre exemplu, MANU împreună cu PASU, dacă ar fi așa ceva, lucru care ne-ar permite să rezolvăm o problemă legată de un handicap care există la noi de mulți ani de zile în municipiul Chișinău. 2019, vedeți câte sunt investițiile, 2023. Nu am nicio problemă. Eu cred că este corect. În an electoral, guvernul să iubească mai mult oameni de la sate, să le dea bani. Partea nu că proastă, dar partea specifică a Moldovei, nu este o parte proastă, este o parte specifică a Moldovei, este că banii aceștia care se dau, se dau numai nu la Chișinău. Deci acestea 6,3 miliarde lei au creat diferența. Dacă ne uităm, lucrul acesta se vede foarte clar. Eu am luat care a fost cheltuielile, care este ponderea Chișinăului în toate cheltuielile locale, da? Dacă avem bugetul local, 23 de miliarde lei. Cât este Chișinău? Dacă ne uităm atent, în 2018 a fost 28%, 27%, anul acesta este mai puțin, din simplu motiv că suntem influențați de către investițiile capitale. Dacă la nivel de cheltuieli generale Chișinău stă undeva la nivelul 26-28%, la capitolul investiții Chișinău stă cu mult mai slab. Observați atent, în acest an, toate activele nefinanciare, și nu sunt doar investițiile, și sunt investițiile, procurările, tot ce ține de altele decât cheltuielile curente,
La Chișinău este de două ori mai puțin, este 11% de două ori mai puțin decât a fost anul trecut. Lucrul acesta, de fapt, arată reticența care există între autoritățile centrale și autoritățile locale, lucru care trebuie rezolvat. Eu admit că aceasta nu este doar reticență, Chișinău fiind un oraș bogat, guvernul, cum ar fi, să uită întotdeauna ajută cel mai sărac. Ajută localitățile, că la Chișinău spune, băi, vă descurcați singuri. Aveți proprietăți pe care le puteți da în chirie, aveți proprietăți pe care le puteți vinde, sau aveți posibilitatea să vă împrumutați, iar un sat nu se poate împrumuta. Din acest motiv, mie mi-e clar parțial abordarea guvernului de a da banii în teritoriu, dar observați, în an electoral aceasta se vede foarte tare cu ochiul liber, 11%. De ce municipiul Chișinău ar trebui cumva să balansăm între interesul municipiului și ajutorarea satelor care nu au avut posibilitate de finanțare. Uitați-vă ce se întâmplă la municipiul Chișinău între activele nefinanciare, deci, haideți să o spunem așa mai popular, investițiile care au fost planificate față de investițiile care reale s-au executat. Dacă observați, în fiecare an, planurile au fost mărețe, nu s-a realizat. Nu s-a realizat cel mai tare în 2021, mi-aduc aminte, atunci a fost invitat în calitate de expert, să discutăm bugetul, se dorea foarte mult ca să se împrumute, ca să avem un oraș să investim în dezvoltare. Lucru care eu tot mi-l doresc. Deci mi-aș fi bucurat dacă în municipiu se investea cel 1,7 miliarde lei. N-a fost, fie a fost aproape 1 miliard. Da, tot a fost suma maximă din toată istoria noastră, doar nu atât. Dacă am visat, uitați-vă, 1 miliard lei a fost maxim. După aceasta, dacă observăm, în 2022 avem, s-a executat mai mult decât s-a planificat, în 2023 cel mai probabil se va executa cu mult mai mult decât s-a planificat. Nu din cauza că planul a fost cu mult mai timid. Uitați-vă, în acest an primăria, știind că nu va primi nicio finanțare la nivel central, știind că va fi foarte greu cu împrumuturile, dobânzile erau foarte mari, primăria a planificat 497 de milioane de lei, maximul cât a zis că poate să investească și cred că va investi aproape două ori mai mult, 850 de milioane. În opinia mea, pentru anul viitor, primăria municipiului Chișinău trebuie să-și facă un plan investițional de activi nefinanciare. Aici sunt toate tipuri de investiții. Cred că cel puțin 2 miliarde de lei. Ținând cont cum a crescut costurile, ținând cont absolut tot, 2 miliarde de lei. Cum pot fi acestea acoperite? Fie prin împrumuturi, fie prin cooperare cu autoritățile centrale, fie prin gestionarea mai bună a patrimoniului. Deci, patrimoniu, împrumuturi, autoritățile centrale. Dacă este să trei instrumente care trebuie să ne punem cu obiectiv 2 miliarde de lei, să fie un obiectiv cu aspirații mari, dar și cu potențial de executare. Până și, dacă observați, în anul 2022-2023 am fost foarte modești. Eu aș zice că trebuie să o terminăm cu modestia și trebuie să mergem mai activ. După cum am spus, Chișinăul are câteva instrumente pe care le poate utiliza. Primul dintre însu, acum consilierii municipali, când vor discuta bugetul municipal, primul subiect este taxa locală. Deoarece atunci când discutăm bugetul, ce avem noi în buget? Cea mai mare construcție bugetară sunt impozitele care le primim de la stat, iar bugetul local are taxe locale. Ca să nu fie creată impresia că doar în Chișinău lucrurile nu merg bine și în restul țării merge, în Chișinău nu merge bine și în toată țara merge bine, am luat Chișinău și restul țării ca să putem compara ce se întâmplă. Taxele locale în acest an, pe toată țara, cred că vor fi estimativ 735 milioane de lei. Dintre care municipiul Chișinău 350 de milioane de lei, restul țării 385 de milioane de lei. Deci, practic, municipiul Chișinău colectează jumătate din toate taxele locale. Aici este evident că potențialul economic în Chișinău este cu mult mai mare, că un agent economic din Chișinău, el plătește de 3 ori mai puține taxă la cifra lui de afaceri decât unul din sate. Acolo nu e nicio activitate și, practic, primăriile din sate sunt nevoite să se taxeze. Dacă municipiul Chișinău ar taxa agenții economici la fel de dur cum o fac cei din sate, atunci taxe locale în Chișinău ar fi cel puțin 1 miliard de lei. Dar evident Chișinău nu face acest lucru, lasă agenții economici într-o variantă mai bună decât sunt în afară Chișinăului, dar oricum colectează jumătate din taxă. Ce e asta 350 de milioane? Ce e asta 385 de milioane? Mulți sau puțin? Pentru a înțelege importanța taxelor locale, eu am luat din toate cheltuielile bugetului municipal, taxele locale, cât acoperi din cheltuielile? Adică, din cheltuielile care le are municipiul Chișinău, dacă 8,4 miliarde va fi la anul, din taxe locale, câți bani acumulez eu?
Dacă observați, în 2017, municipiul Chișinău, din toate cheltuielile lui, 6% jumătate acoperea din taxe locale. Nu e mult, chiar a spune că e puțin. Media națională era 3%. În 2022, noi am coborât până la 4,6%. Cheltuielile creșteau. Politic, consilierii nu vor să majoreze taxe locale, că e super mediul de afaceri. Iar în acest an, o leacă s-au ridicat, s-au început scandalurile, nemulțumirea agenților economice și a populației, s-a ridicat la 5,31. Deci noi avem o problemă cu taxele locale, din păcate noi nu le colectăm la ceea ce trebuie să colectăm, pe de altă parte, orice majorare de taxă creează tensiune. De aici așa am vorbit eu, că primăria Chișinăului trebuie să coopereze cu autoritățile centrale, pentru că la aceste taxe, care nu sunt funcționale, să identifice alte surse de venit pentru primărie. I-am dat exemplu, este taxa pentru dezvoltare, taxa pentru dezvoltare, care ar putea duce anual în Chișinău cel puțin 100-150 de milioane de lei, care imediat ar crește acest coeficient de la 5,31 la undeva la 7%. Din acest motiv, cred că soluția privind taxe locale nu este în interiorul Consiliului Chișinău, dar este în capacitatea Consiliului Municipiului Chișinău și IDIS viitorul. Ne-am dorit ca să fim acel partener de dialog dintre Municipiul Chișinău și Guvernul și Parlamentul Republicii Moldova, ca să sprijinim doar numai Municipiul Chișinău. Municipiul Chișinău este campionul transformărilor. De multe ori am vorbit celor la Chișinău. Voi trebuie să fiți campionul care ajută toate celelalte localități. Că dacă introducem taxa pentru dezvoltare, spre exemplu, ea ar fi bună nu doar pentru Municipiul Chișinău, dar pentru toată țara. Patrimoniu. Vă aduceți aminte că am vorbit de patrimoniu. Deci cred că este cel mai neexplorat domeniu din Municipiul Chișinău. Deci Chișinău are diferite tipuri de proprietăți. Terenuri, clădiri și terenuri transformate în locuri de parcări publice. Deci noi avem două taxe locale. Una este taxa de parcare, care se acumulează inclusiv și în Chișinău, poate anul ăsta vor acumula vreo 10 milioane de lei. Deci asta este taxa care o plătește un agent economic pentru faptul că are locuri de pentru faptul că lucrează în domeniul parcărilor. Deci parcarea este privată, terenul este privat, totul este privat, el pur și simplu plătește pentru dreptul de a desfășura această activitate. Și este o altă taxă, se numește taxa de parcaj. Ele, cuvintele parcă sunt asemănătoare, dar sunt două sensuri diferite. Primul, uităm de dânsul, taxa de parcaj ce este. Taxa de parcaj este o plată pentru acel care utilizează o proprietate publică. Deci este o parcare care, dacă mergeți strada Pușkin, da? Sunt magazine, n-au niciun loc de parcare, că pentru ce să aibă el dacă este primăria. Sunt locurile publice care sunt terenuri ale primării, sunt locuri de parcare. Ați mers vreodată prin Chișinău și uitați-vă că un doamne abuziv în fața oficiului pune parcare interzis, pune polițist de acesta care șed de jos, pune bare, pune tot, tot asta este ilegal, asta este furtul patrimoniului public, deci un loc de parcare. Dacă vedeți în Chișinău cineva care a pus o bară și nu vă permite parcare, chemați poliția din simplu motiv că este o fraudă, el nu are voie să facă acest lucru, deoarece este un patrimoniu public. Partea proastă, că această taxă este aplicată în prezent în 18 localități, dintre care și ei încă au mai planificat în total 23 de ani. Nu aplică, iar municipiul Chișinău nu aplică. Pe toată țara se adună anul acesta undeva vreo 105 mii lei, nu milioane, mii, 100 de mii de lei. Ce 100 de mii de lei? Taxa asta Chișinău ar putea acumula în vreo câteva ore. Deci, în Chișinău, dacă parcările publice, locurile de parcare, proprietatea municipiului, ar fi date în chirie, din ce cauza un om trebuie să-și cumpere parcare și trebuie să plătească pentru locul de parcare, dar altul bine mersi să parchează pe gratis. Dacă municipiul Chișinău într-o zi ar da toate locurile de parcare în chirie, suma care ar acumula-o pe an, nu vă speriați, 300 de milioane de lei. Nu vreau să spun că trebuie să acumulăm suma aceasta. Cred că obiectivul pentru 2024 trebuie să fie 30 de milioane de lei. 30 de milioane de lei. Cum de început? Aceste recomandări, IDIS viitorul le-a făcut primăriei municipiului Chișinău. Sper că noul Consiliu ne va invita și noi cu plăcere le vom povesti. Deci prima ce o să facă primăria să încheie contracte de lungă durată cu agenții economici care utilizează locurile de parcare
publice pe gratis. Deci se meargă la toți, le interzic, deci se oblige să încheie locuri de contract. Cum? Aici ne gândim mecanismul și la etapa inițială nici nu punem persoane fizice. Este un magazin, te-ai dus, câți metri pătrați de magazin ai? 300 de metri. La 300 de metri trebuie să ai 4 locuri de parcare, tu nu le ai. Dacă nu ai 4 locuri de parcare, să fie aplicată amenda, dacă nu vrei să plătești amenda, uite, avem 4 locuri de parcare primării, le-ai luat în chirii și tu deja ești posesor. Posesor, deții dreptul lor, este ca proprietate privată. Cum am văzut în Iași? Loc de parcare privat și să dai contractul. Contractul cu primărie, numărul contractului, când a fost dat și când expiră. În felul acesta, noi în Chișinău vom face ordine și nu vom avea, cum avem în prezent, mii de locuri de parcare luate abuziv din spațiu public și utilizate pe gratis. Deci la prima etapă cu agenții economici, la etapa a doi cu populația în centrul orașului, la etapa a trei toate parcările din oraș numerotate și contract. Pe timp de noapte putem să lăsăm gratis, în timpul, cum este în România, în weekend este gratis, în timpul săptămânii cu plată. Dacă este rezidențial, este sumă mai mică, dacă este venit suma mai mare, deja acum toate acestea le-am dat în scris și viitorul le-a formulat, din acest motiv nu mă voi opri foarte mult. Și ultimul instrument sunt împrumuturile. Ei, împrumuturile ce s-au o problemă? Trebuie de întors înapoi. Astăzi, la ziua de astăzi, primăriile din Republica Moldova, când spunem primării, de fapt avem în vedere Chișinău, 85% din toate împrumuturile sunt ale Chișinău. Dar noi nu avem date separate pe Chișinău, din cauza aceasta eu am luat datele oficiale de pe pagina Ministerului Finanțelor. În trimestrul 2, datoriile totale ale Republicii, ale primăriilor, din, când spunem primăriile, de fapt avem în vedere Chișinău, 1,3 miliarde de lei, dintre care împrumuturi externe mai puțin, 597 de milioane, vedeți, în 2017 împrumuturile externe erau 90%, 360 de milioane erau împrumuturi externe, 30 interne. Și 736 de milioane sunt împrumuturi interne. Ca să vedem cât ne costă de servire împrumutul, am dat un lucru simplu. Am soldul datoriilor și am dobânda care trebuie să o plătesc. Și atunci văd cât mă costă de servire împrumutului meu. Dacă observați, în 2022 împrumutul extern m-a costat 2,2%, împrumutul intern 10%. În 2021 cam egal, 3,7-4,4%. În acest an, împrumuturile externe 7%, împrumuturile interne 15,7%. Simplu spus, pentru primării, nu e ca la guvern. La guvern, împrumuturile externe se primește undeva mediu de vreo 5 ori mai ieftin. A fost cândva, acum deja se apropie și la ei. Dar la primării, ar fi de dorit împrumuturi externe, dar nu este critic dacă este intern și plus primăria municipiului. Și nu are și o practică nouă, obligațiuni municipale care sunt împrumuturi de la cetățeni. Deci eu cred că pentru Chișinău, pe primul loc trebuie să fie împrumuturi cetățeni, pe locul 2 împrumuturi externe și pe locul 3 împrumuturi interne de la alte surse. Dar împrumuturile pentru cetățeni cu mediatizarea largă, pentru ce sunt împrumută de la cetățeni, imaginați-vă că dumneavoastră, loc să duceți banii la bancă sau îi țineți acasă, că moldovenii țin și acasă 10 de miliarde de lei, dumneavoastră cumpărați o obligațiune municipală pe 3 ani de zile, unde vă este garantată o dobândă și știți că banii aceștia vor fi utilizați pentru renovarea străzii Mircea cel Bătrân, care în final poate să vă deschide până în capăt, va merge. Deci, cred că ar fi ceva frumos, lucru care se va întâmpla. Cât au acumulat datorii până în prezent Chișinău? Dacă observați, deci noi nu avem datele până în 2017, de aceea am estimat că în 2017 Chișinău avea undeva 380 de milioane de datorii. După aceasta, în 2018, el a întors datorii, nu a luat împrumuturi, dar a întors și a ajuns la 316. În 2019, iar și a întors datorii și a ajuns la 250 de milioane de lei, aproximativ, datorie. După aceasta, în 2020, ne-am împrumutat, 21 ne-am împrumutat, 22, 23 și în prezent, Chișinău a reușit să acumuleze undeva 1,4 miliarde de lei datorii, dintre care, dacă înainte dominau cele externe, acum a dominat în 2022 cele interne, iar în acest an, iarăși cele externe o iau înainte, dar încă o dată repet, municipiul Chișinău, acum cred că este interne, le vom împărți în două. Împrumuturi de la cetățeni sub formă de obligațiuni municipale și alte împrumuturi. Cât ne costă pe noi de servire datoriilor? În acest an, nici mai mult, nici mai puțin, 170 de milioane de lei. Dintre care Chișinău 144 de milioane și restul țării 25 de milioane. Uitați-vă atent,
Deci Chișinău, înainte de Torieni, costa 27 de milioane de lei, acum am ajuns la 169. E mult sau puțin? Din toate cheltuielile bugetului municipiului Chișinău, în 2019-2020, 0,5% erau pentru plata dobânzilor, nu de întărilor, de plata dobânzilor. În acest an ajungem la 2,1%. E mult sau puțin 2,1%? Hai să uităm la guvern. Guvernul în 2020 a plătit 3,4%, în acest an va plăti undeva 6,6%. Deci putem spune în felul următor. Împrumuturile pentru municipiul Chișinău sunt instrumentul de bază în investiții și dezvoltarea infrastructurii și aceste împrumuturi încă nu este riscant de a fi luat în condiția în care dobânda la împrumuturi este mai mică de creșterea venitului bugetare anuale și dobânda plătită anuală e mai puțin de 5% din cheltuielile bugetare. Deci cam asta ar fi concluziile de bază. Dar, pe final, vreau să spun următorul lucru. Bugetul municipiului Chișinău trebuie să fie un buget post-criză. Noi am fost 3 ani de zile în criză. Trebuie să fie un buget al unui consens larg. Trebuie să fie un buget axat pe investiții și aceste investiții trebuie să fie acoperite din surse noi de venituri, din patrimoniu, din taxe locale noi, nu acestea care există, că acestea deja creează tensiune în rândul cetățenilor și cetățenii sunt extrem de nemulțumiți, și din împrumuturi care trebuie făcute inteligent, iar aceste împrumuturi vor fi posibil făcute atunci când partenerii externi de dezvoltare vor vedea că în Chișinău lupta politică a trecut pe planul 2 și interesul față de Chișinău este pe locul central. Sper că a fost util aceste informații care le-am prezentat. Este o primă analiză economică legată de bugetul municipiului Chișinău. Vă asigur că vom mai face și alte analize unde vom veni cu mai multe detalii. Sper foarte mult că această informație va fi utilă și pentru consilierii noi aleși. Îi felicit pentru funcția care o dețin, pentru primarul reales, domnul Ion Ciobanu, și sper că cu inteligență vor aproba bugetul, vor crea acest consens larg în Consiliul Municipal și vom avea un oraș așa cum ne-am dorim cu toți. Iar până atunci eu vă doresc sărbători fericite, multă bucurie în familie, și să întrebăm în nou un an, dacă nu cu un buget nou aprobat, cel puțin cu o perspectivă clară că bugetul va fi unul pentru cetățeni și în favoarea cetățenilor. Până data viitoare!